Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Dan Ștefănescu și vă invit de la această oră să rămâneți alături de DigiSport pentru a urmări partida din regie dintre Sportul și Rapid, vecinele de cartier de aici. Sportul și ia la revedere de la proprii fani în acest an, în Liga 1, în fața a foarte puțin spectatori. De altfel, studenții sunt penultimi într-un clasament în ceea ce privește media fanilor pe teren propriu. Nici rapidiștii nu sunt mai mulți, semn că prăpastia dintre suporteri și echipă s-a adâncit și mai mult după acea remiză din ultima etapă, 2-2 cu Pandurii Târgu Jiu din Giulești. Rapid mai are timp să-și salveze sezonul, mai are la dispoziție finala Cupei României de săptămâna viitoare cu Dinamo. Iată și pe puținii fani ai Sportului, îi vom regăsi sezonul viitor în Liga Secundă pe acești băieți admirabili, evident, în tribunele de aici din regie. Iată cum arată primul 11 al echipei lui Daniel Isăilă, cu Cezar Lungu în poartă, Beța, Lung, Ciobanu și Patriche în defensivă. La mijloc sunt Lazar, Andrei Lungu, Ghinga și Ferfelea, în atac cu Relea și Leonard Dobre. Din nou, Isăilă are probleme mari în ceea ce privește lotul. Nu sunt decât 5 rezerve, 4 jucători de câmp plus Octavian Ormenișan. Vom vedea imediat și primul 11 al giuleștenilor. Ies în acest moment de la vestiare cele două echipe, conduse de brigada de arbitri. Ovidiu Hațegan la centru, ajutat la cele două tușe de Miklos Nog și Iulian Radu. Răzvan Lucescu și-a ispășit etapele de suspendare, poate sta pe bancă. A făcut destule modificări față de partida de pe teren propriu cu Pandurii. Văd că a rămas însă în poartă, dată fiind indisponibilitatea lui Dani Coman. Crețu, Marcos Antonio, Burcă și Ezechia și în defensivă, Grigorie, Alexa și Teixeira la mijloc, în atac Roman, Deac și Herea. Vă spuneam, sunt multe modificări. 3 fundași din 4 schimbați de Răzvan Lucescu. Au revenit suspendații Marcos Antonio și Burcă. Crețu îl înlocuiește pe Rui Duarte, suspendat. Tot suspendat este și Nicolae Grigore. Pavlovici este doar rezervă, a revenit și Alexa. Și în atac s-au schimbat lucrurile. Zurdu n-a mai prins nici banca pentru această partidă. Pancu este rezervă, intră din primul minut. Roman și Herea. Așa, astăzi FIFA Fair Play. Fair Play totdeauna, nu? Poate începe această partidă. În tur a fost 2-0 pentru Rapid. Deac și Nicolae Grigore au marcat atunci, în minutele 23, respectiv 33. Începe acum meciul din regie, cu Sportul având prima posesie. Rapid are nevoie de un punct pentru a termina în fața Oțelului această ediție de campionat, pentru a-și asigura poziția a cincea. Execută Ciprian Deac, zidul a venit undeva la 3 metri de locul din care a executat Deac, însă mingea a căpătat-o cu totul altă traiectorie. A recuperat Ezechia și Grigorie centrează pentru Herea, care încearcă să preia pe lângă Daniel Lung, care comite hands. Este lovitură de la 11 metri pentru giuleșteni în minutul 6 plus cartonaș galben pentru fundașul central al studenților. Nu știu dacă se impunea această măsură. A fost hands, însă nu a părut deloc ceva intenționat. Putea rămâne Lung fără cartonaș galben la această fază. Execută Ovidiu Herea, golgheterul giuleștenilor.
Față în față Herea cu Cezar Lungu. Herea înscrie 1-0 pentru Rapid din minutul 7, al 12-lea gol marcat de Herea în acest sezon. Și iată, Rapid își face meciul foarte ușor încă din startul său. Vă spuneam, avea nevoie sau are nevoie în continuare de un singur punct Rapid pentru a-și asigura locul 5 în fața Oțelului. Oțelul joacă în această seară de la 21 și 30 de minute în direct la DigiSport un meci extrem de important cu FC Vaslui. Relațiile dintre cele două cluburi mai mult decât încins. Ne revedem penaltiul transformat de Ovidiu Herea în minutul 7. Disputa pe locul 5 dintre Rapid și Gălățeni nu mai este în niciun fel de actualitate. Teixeira se întoarce și șutează, însă o face tot în brațele lui Cezar Lungu, așa cum a făcut-o și Ciprian Deacu. Alexa pentru Roman, recuperează Roman, îi trimite lui Grigorie, în care o Grigorie, centrare și este ratare uriașă a lui Herea. Herea poate prea sigur că va reuși dubla. Își dă cu dreptul în stângul, dacă am văzut eu bine. Iată-l pe Grigorie, ce pasă dă și într-adevăr Herea pune latul invers și mingea se duce departe de poarta lui Cezar Lungu. Nici terenul nu se prezintă în cele mai bune condiții. A plouat destul de mult în capitală în ultimele două zile. Chiar și astăzi au fost reprize destul de intense de ploaie. O altă dezamăgire, în plus, vă spuneam, tot felul de probleme interne. Acum Teixeira ratează, trimite în bară. Multe ocazii ale giuleștenilor în acest prim sfert de oră. Foarte bună pasă dată de Ciprian Deac, excelent. A cerut și s-a demarcat și Felipe Teixeira. Execuție pretențioasă la mijlocașului rapidist, un jucător înzestrat cu foarte multă calitate tehnică. Patriche reușește să oprească atacul Rapidului, degajează Cezar Lungu, frumos Ferfelea cu pieptul spre Andrei Lungu. Trece Andrei Lungu printre Deac și Crețu, centrează și înalță acolo această minge peste poartă Ferfelea. Ce acțiune frumoasă a reușit Andrei Lungu. La un pas să-și răscumpere greșeala de la Hens. A trecut printre doi adversari și a întors perfect pentru Ferfelea. Însă capitanul Sportului a tras foarte prost. Posesie pentru Rapid, Ezechiaș pleacă cu mingea la picior înspre poarta lui Cezar Lungu, îl are aproape pe Ciprian Deac. Herea și Teixeira sunt în careul Sportului, către Herea este această minge, frumoasă execuția lui Herea, însă acum este blocat de bară autorul singurului gol al acestei partide. Foarte frumos a trimis această minge din gleznă Ovidiu Herea. Încearcă Teixeira să dribleze. Roman întoarce această minge în zona în care venea Ciprian Deac, însă acolo era și Sebastian Ghinga. Cât de ușor i-a luat fața Herea lui Daniel Lung. Beța probabil a considerat că a făcut destul. Încă o dată a doua bară a Rapidului la ocazia lui Ovidiu Herea. Gol și două ratări foarte mari în contul decarului rapidist. Ghinga cu o pasă greșită recuperează Roman.
Stopează pentru moment Ghinga, atacul Rapidului, iată-l pe Teixeira, a scăpat singur cu Cezar Rungu. Teixeira nu reușește nici de această dată, trimite pe lângă poartă. Foarte imobil Daniel Lung. Este pentru a doua oară când nu poate face altceva decât să-l urmărească cu privirea pe Felipe Teixeira. Ferfelea va fi cel care va executa lovitura liberă. Pregătește un șut direct spre poarta lui Vâdcă. Unul dintre rarele momente din această partidă în care băieții lui Daniel Isaila pot pune probleme defensivei Rapidului. Până la urmă e doar o centrare și o reluare cu capul peste poartă venită din partea lui Daniel Lung. A fost o schemă la această fază. Iată-l pe Ghinga care pleacă din fața lui Ezechiaș. Lung vine pe colțul lung. Ezechiaș nu prea știut după cine să plece la această fază, prins între doi adversari. O fază importantă, să spunem, a celor de la Sportul. Curelea pentru Ferfelea, preluare bună a lui Ferfelea, pasă pentru Lazar, care este blocat în prima fază și apoi e hands. E hands. Dan Alexa a făcut un hands cât toate zilele la șutul lui Valentin Lazar. Acestea sunt momentele care l-au făcut pe Daniel Isaila să reclame erorile de arbitraj. Iată-l pe Lazar blocat de Vâdcă foarte bine, apoi Alexa face un hands cât se poate de clar, se duce cu mâna stângă întinsă mijlocașul Rapidului, însă Hațegan nu vede acest lucru. Ar fi trebuit să o facă Miklos Nogi, de regulă el vede foarte bine de la distanță. Ce încercare a lui Sebastian Ghinga. Dacă Sportul ar fi egalat din penaltiul pe care ar fi trebuit să-l primească, probabil l-am fi văzut o partidă și mai frumoasă. Ovidiu Hațegan se duce să discute cu cei de pe banca Sportului. Trimis în tribune Daniel Isaila. Miklos Nogi discută și el acolo cu Isaila. Da. N-are ce să-i spună pentru a-l liniști, pentru că eroarea a fost cât se poate de clară. Un hands uriaș făcut de Alexa a trecut cu vederea de brigada condusă de Ovidiu Hațega. Ce-i poți reproșa antrenorului de la Sportul într-un moment în care echipa nu primește ceea ce trebuia să primească la hands-ul cât se poate de evident făcut de Dan Alexa? Crețu a greșit pasa către Grigorie, recuperează foarte bine Andrei Lungu. Curelea recepționează cu destulă dificultate acest balon, îl trimite până la urmă către Ferfelea în fața porții la Nistor, însă intervine în cele din urmă și respinge în corner Ezechiaș din fața lui Costin Curelea. Foarte frumoasă această acțiune a Sportului. Importantă prima intervenție a lui Burcă în fața lui Nistor, apoi excelentă și intervenția lui Ezechia și în fața lui Cure. Se vor face foarte probabil 12 meciuri consecutive fără victorie pentru echipa lui Daniel Isaila după această partidă. Și într-adevăr este gol, golul de 2-0. Marcat de Ștefan Grigorie. În acest moment nu se mai pune problema învingătoarei în regie. Minutul 74, Grigorie pune latul pentru un 2-0 liniștitor pentru giuleșteni. Grigorie marchează al treilea gol al sezonului și egalează pe Roman și Alexa. Teixeira, omul cu pasa decisivă. O acțiune foarte frumoasă a Rapidului. O acțiune simplă,
în fața unei defensive foarte slabe, o defensivă care a scăpat netaxată până în acest minut 74 în repriza secundă, doar pentru că Rapidul nu a mai atacat deloc. Intrare nu tocmai controlată al lui Zburlea, însă jocul continuă cu avantaj pentru Sportul. Șut la colțul lung expediat de Ferfelea, însă mingea se duce destul de mult pe lângă poarta lui Cosmin Vâtcă. Acest moment, ultimul succes al Sportului în fața Rapidului este cel din aprilie anul trecut, atunci când echipa lui Mulțescu a câștigat în Giulești cu 1-0, gol marcat de Tibi Bălan. Ocazia Rapidului ratată de Sabrin Zburlea, 22 de ani. Lazar centrează bine de această dată, însă Vâtcă este exact acolo unde trimite Costin Curelea. O singură șansă a avut Curelea de a trimite spre poarta adversă și a făcut-o, din păcate pentru echipa sa, direct pe centrul porții. De remarcat și centrarea lui Lazar. De două ori cu dreptul Lazar a trimis direct în afara terenului, acum cu stângul găsește un coechipier liber în careu. Un minut până la finalul acestui meci pe care Rapid îl câștigă fără să forțeze. În sfârșit, un meci în care giuleștenii conduc și nu mai sunt egalați. Teixeira șutează frumos, însă o face peste poartă. Respinge Dan Alexa, Pancu nu gestionează cum trebuie duelul cu Sorin Ciobanu. Minge recuperată de Ferfelea, trece Ferfelea, poate șuta, o face, va fi corner. Probabil ultima fază a acestei partide. Ferfelea puțin egoist la această fază, Nistor și Curelea așteptau o minge în marginea careului de 6 metri. Iată-i pe cei doi, dezamăgiți de continuarea aleasă de capitanul Sportului. Centrare în 6 metri și este ultima fază, ultima ocazie a acestei partide. Sportul Rapid 0-2, goluri marcate de Herea în minutul 7 din penalti și Grigorie în minutul 74, între aceste reușite ale giuleștenilor. S-a strecurat și acel penalti clar neacordat Sportului pentru Hențul, făcut de Dan Alexa. 12 meciuri la rând fără succes pentru Sportul, 12 meciuri fără înfrângere pentru giuleșteni.